Siga pentru a aduce în prim plan o colocvialitate și o prietenie a gândului pe care până acum, cred eu, nu a avut-o în acest fel. În cauza asta, văd aceste două cărți ca reprezentând o naștere a unui patapievici teoretic mai uman. Cam asta cred că aș fi dorit să spun. Aș putut vorbi mai mult, dar proba de retorică pentru mine s-a încheiat aici și mă retrag zdrobit în tăcere și dau cuvântul lui Horia Patapievici. Aș vrea să vă mai semnalez că în aceste cărți e o îmbinare de câteva lucruri deosebite, care nu se găsesc la oaltă, de obicei într-un om, și frumoase fiecare în parte și cu atât mai frumoase în întregul lor. E o îmbinare de spirit speculativ de primă calitate. Văd în Horia Patapievici pe unul dintre, ce să spun, colegii de generație, contemporani, care în clipa de față au una dintre cele mai bune minți speculative din România. Această minte speculativă, care duce la originalitate apăsată, este combinată cu o inteligență scripitoare și cu, v-am spus, cu o umanizare a discursului care face din cărțile ăștia o încântare. Eu le-am citit cu bucurie în 2-3 zile. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Gabriel Luceanu! E dificil de trecut proba sonoră, te înțeleg perfect, Gabriel, pentru ordinea la care te-ai supus. Tu auzi, Ana? Nu. Da. Două lucruri vreau să vă spun la această lansare. Unul este un elogiu al dumneavoastră, al doilea este un elogiu al lui Dante și prin el vreau să elogiez un tip uman care a dispărut din modernitate, care este una dintre victimele colaterale ale modernității. Încep cu elogiul dumneavoastră. Așa cum a spus foarte bine Gabriel Liceanu, eu am debutat ca un autor care folosea foarte multe neologisme, avea construcții lexicale complicate și lucrul ăsta îl făcusem pentru că mă formasem într-un mediu alexandrin și foarte retras. Altfel spus, contactul meu și formarea mea s-a făcut cu un grup de prieteni, în interiorul căruia jocurile de cuvinte, astuțiile lexicale, referințele ascunse făceau parte din relația noastră de iubire în care ne recunoșteam și care constituia codul nostru secret de adresare între noi și de confirmare între alții prin aceea că nu ne înțelegeau. Zbor în bătaia săgeții a consacrat la manieră ridicolă, cred, câteva astfel de neologisme, obvios, de exemplu, pentru evident, era unul dintre ele care mi-a târnat de coadă an de-a rândul, eram identificat ca ăla care spune obvios. Dirimant este un alt cuvânt care îmi place foarte mult. Ca să vedeți ce forță poate să aibă un intelectual în România. Eu nu auzisem până la Patapievici pe cale de consecință, decât la procese între avocați. A apărut de câteva ori, a rostit pe cale de consecință și până am început să văd parlamentari, antrenori de fotbal, crainici de televiziune și așa mai departe, spunând pe cale de consecință. N-am reușit să-i impun obvios, dar pe cale de consecință, da? Dirimant am auzit la câțiva. Ipochimen e destul de răspândit astăzi. Și alte formule, cum ar fi regimul Iliescu sau regim clientelar, s-au impus și ele. În fine. Deci scriind cum scriu Zbor în bătaia săgeții, care a fost publicat așa cum a fost scris, ca o scrisoare îndrăgostită către prietenul meu, Dan Vanie, a stârnit nedumerire prin acest limbaj secret care filtra multe dintre paginile acestui text. Nu le-am eliminat pentru că ține de imaginea interioară a acestui text. Dar mi-am păstrat convingerea pentru că Gabriela Dameșteanu la 22, unde am avut o pagină permanentă din 93, în permanență m-a admonestat privința cuvintelor pe care le folosesc, am avut convingerea că sunt un autor care nu pot plăcea multor oameni. De aceea în 95, când cărțile mele Cerul văzut prin lentilă și Zbor în bătaia săgeții au apărut, am constatat cu surprindere că ele se vând și că am cititori. Și atunci, în bună înțelegere cu Gabriel Liceanu și cu editura Humanitas, am vrut să merg prin țară ca să-mi cunosc cititorii. Ei bine, despre dumneavoastră, de fapt, este vorba în ce vreau să vă spun în continuare. Pentru că am descoperit, bătând orașele mai mari, ori mai mici ale României și lansându-mi cărțile, am descoperit un public pe care îl ignoram complet, care este făcut din oameni de toate profesiile, de toate profilurile psihologice, oameni care au interese de cunoaștere dincolo de profesiunea lor și care împărtășesc în comun o pasiune complet dezinteresată.
dezinteresat într-un sens radical, pentru că nu vor să obțină nici prestigiu, nici confirmarea propriei valori și nici să primească un statut social din asta. Deși fără îndoială că prin pasiunea de care vă vorbesc, ei le dobândesc pe toate acestea, dar nu dobândesc o poziție de putere, ci o poziție simbolică de recunoaștere. Este pasiunea dezinteresată față de cultură. Când văd oameni care iubesc literatura fără să dorească ei înșiși să devină scriitori, ceea ce ar fi fost o pasiune interesată, lucrul acesta mă emoționează peste măsură. Și mă emoționează extraordinar să văd oameni care țin de profesii extrem de vari, care țin de profiluri psihologice foarte diferite și care își cheltuiesc timpul, își cheltuiesc viața pentru a realiza un lucru pe care anticii îl considerau scopul însuși al vieții bune încetate, și anume o viață bună. În mediul duhovnicesc se cheamă să ai o viață îmbunătățită, ceea ce este puțintel altceva. Dar în viața civilă, a avea o viață bună, acest lucru este un scop pe care modernii l-au uitat. Și există ceea ce mi-a plăcut să numesc în prefața la volumul Discernământul Modernizării, un soi de societate civilă a culturii în România, pe care o mai putem numi public general cultivat sau oameni care au interese cognitive dincolo de profesiunea lor, o societate civilă a culturii foarte consistentă, care ține, încă o dată, arunc o săgeată în direcția modernității, ține de faptul că noi suntem o societate încă înapoiată. Și e bine să ne dăm seama că în a fi periferic, a fi marginal, a fi minoritar, a fi înapoiat în acest sens, se ascund o seamă de privilegii pe care cei care sunt majoritari, cei care sunt centrali și cei care sunt foarte în priză cu timpul nostru, nu mai au aceste avantaje pe care noi le avem. Prin urmare, aș vrea să păstrăm acest avantaj enorm al înapoierii noastre culturale, prin aceea că încă există un public general cultivat extrem de consistent în această țară. Și vreau să vă fac omagiul dumneavoastră, cartea mea, Discernământul Modernizării, este dedicată acestui public, acestei societăți civile a culturii românești. Al doilea lucru pe care țineam să vă spun este un elogiu al lui Dante și prin el elogiez un anumit tip uman. Este vorba de tipul uman care păstrează în egal echilibru, iar asta înseamnă în permanență tensiune, ceea ce cu un cuvânt metaforic am putea numi partea din om care ține de revelație, de partea din om care ține de rațiune, de raționalitate. Acest tip uman era tipul medieval. Era un tip care nu rezolvase problema tensiunii dintre revelație și rațiune, care nu rezolvase conflictul dintre cele nevăzute și cele văzute. Prin faptul că el nu rezolvase acest conflict, el trăia într-o tensiune cognitivă și psihologică pe care noi nu mai avem, pentru că am tranșat chestiunea, și care îi permitea să fie extraordinar de fertil, din punct de vedere estetic, din punct de vedere cognitiv, și finalmente îl făcea capabil să producă opere care astăzi, pentru situația noastră psihologică și pentru situarea noastră gnoseologică, nu mai sunt, din păcate, posibile. Am elogiat în cartea mea Ochii Beatricei acest tip uman pe care Dante îl ilustrează de o manieră perfectă. Pentru că Dante era deopotrivă un poet vizionar remarcabil, era un savant în termenii în care astăzi un om s-ar putea pe sine considera savant și care, în evul mediu, avea toate cunoștințele științifice, filozofice și teologice la zi. Era un om care, datorită geniului său poetic, un geniu bazat pe capacitatea de a vizualiza toate conceptele pe care le înțelegea și le interioriza, a reușit să producă o operă nepereche, cum a spus George Călinescu despre Mihai Eminescu al nostru, că era poet nepereche. Această viziune nepereche este Divina Comedie și viziunea cosmosului pe care a propus-o și care nu este, e ceea ce am încercat să arăt în această carte, a contemporanilor săi medievali, în ciuda faptului că el, cu acești contemporani, împărtășea această tensiune fertilă între rațiune și revelație. Și care, în mod surprinzător, seamănă extraordinar de bine cu viziunea despre cosmosul sferic pe care un neamț, Bernhard Riemann, în dizertația de abilitare pe care a susținut-o la Tübingen în 1854, a propus-o. Este vorba de universul sferic, despre care veți citi dacă veți avea răbdarea să parcurgeți această carte. Îmi închei intervenția mea evocând o imagine cu care mi-am încheiat cartea despre cum arăta cu adevărat lumea lui Dante. Dante în permanență a fost ghidat de Beatrice.
care...